a revenit din nou în atenție dosarul Roșia Montana. Suntem și fără aur, dar și în pericol să plătim între 1 miliard și 4 miliarde de dolari despăgubiri pentru că nu am emis autorizații la timp de exploatare. Da, statul reclamă faptul că deținătorul licenței de exploatare n-a fost în stare până acum să convingă populația locală și să obțină acele avize necesare pentru a începe efectiv exploatarea. Este unul dintre punctele de apărare cu care guvernul, prin avocații pe care i-a angajat, s-a dus la Curtea de Arbitraj. Deja nu mai este o afacere de exploatare de aur, ci este o afacere de despăgubiri. Într-adevăr, s-a transformat de-a lungul timpului dintr-o problemă economică într-una de mediu, apoi socială, a ajuns să fie o problemă politică.